După prima etapă a admiterii, locurile la Universitatea Constantin Brâncuș au fost ocupate în proporție de 66%. Din cele 1666 de locuri puse la dispoziția doritorilor, 1095 au fost ocupate. Cea mai căutată specializare a fost kinetoterapie și motricitate specială din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, unde toate locurile disponibile au fost ocupate în urma primei etape de admitere. De asemenea, specializarea contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a fost la mare căutare, gradul de ocupare fiind de 99%. La polul opus a fost Facultatea de Sociologie, unde doar 44% din locuri au fost ocupate. Totodată, pentru forma de învățământ la distanță, nu s-au arătat prea mulți doritori. Cel mai mic grad de ocupare, 31%, a fost înregistrat la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, forma ID. Cel mai bine la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, unde programul de licență, kinetoterapie și motricitate specială are un grad de ocupare de 100% și la masterat au aceeași situație ei. La științe economice, iarăși, foarte căutată a fost specializarea de contabilitate, având un grad de ocupare de 99%. La inginerie, ingineria și protecția mediului în industrie cu 86%. Ce a mers nu atât de bine a fost învățământul la distanță. Pentru locurile care mai sunt disponibile, Universitatea va organiza o nouă etapă de admitere în toamnă. Mai avem o sesiune de admitere în septembrie 2012, pe numărul de locuri rămase libere. Facultățile de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și cea de Administrație Publică și Studii Politice Comparate, perioada de înscriere este 10-16 septembrie, iar celelalte două componente, Ingineria și Științele Medicale și Comportamentale, 6-12. Facultățile din cadrul Universității Constantin Brâncuș pun la dispoziția doritorilor și cursuri de masterat, și aici fruntașă fiind, din punct de vedere al gradului de ocupare, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale.